Soții Tertiuc din Nisporene ne oferă o adevărată lecție de viață. Ei au 11 fete și 6 băieți cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani. 11 dintre ei sunt copiii biologici ai familiei, iar 6 sunt nepoții de la sora geamănă a Lidiei Tertiuc, care a murit acum câteva săptămâni în urma unui atac cerebral. Soții spun că le-a fost milă să-i dea pe copilași la orfelinat, de aceea au decis să-i adăpostească. Cum putem să descurcăm? Când e greu, când e ușor, mi-am deprins cu dânsă, că să dai cu ce ori mai este lumea ibișeană care e medioasă, care pe ei și vă trebuie și ea să luat. Dar eu știu cum Lida, când era fată mare, eu m-a luat încă 5 și la sora ei cea mai mare, care a murit și tot eu îngrijit. Că erau fete mari și ei lucra la fermă și ei au dus la toate condiții și dus prin țări străine și lucrează, văd că sunt sănătoși. Familia consumă în 2 săptămâni 100 de kilograme de făină, 10 litri de ulei și 10 de kilograme de cartofi, ceapă și morcov. Toate produsele alimentare și restul lucrurilor de care au nevoie le procură din aproximativ 4.700 de lei, cât se adună din ajutorul social pentru copii și pensia de invaliditate a soțului. Noi ne adresăm. Eu mă adresez la toată lumea care are posibilitate din bunurile lor, am de agrădini, ale vezilor. Copiii să mănânce vitaminele cele care le scuvine la toți copiii, normal. Dar în afară de harbuș sau mai ești poamă, acolo ce mai este, trebuie îmbrăcați, hrăniți și așa mai departe. Copiii încearcă să-și găsească fiecare o ocupație și să ajute prin gospodărie cum pot. Cât e ziua de mare, mama lor trebăluiește prin bucătărie. Fiecare au lucruri, care bubuși, care curățele, care de mâncare, care și cum au ocupații. Și lucrau o 2-3 ceas când îmi duc să joacă și cum e arde, cum copil are tot dreptul că el trebuie să-și joace și să lucreze, că altfel ca au lege și ei. Că nu poți spune numai un lucru așa de. Îi îndemnăm pe oamenii cu inimă mare care au posibilitatea și vor să ajute familia cu 17 copii din Nisporeni să apeleze la numărul de telefon al Lidiei Tertiuc 06066 3789 sau 25366 cu prefix de Nisporeni 264.